43 de grade Celsius a fost maxima resimțită astăzi în România. În capitală, la orele prânzului, aerul era deja irespirabil. Cam greu. Cu un pic de apă, cu mai te stropești pe ochi. Dar de ce ți-ai ieșit din casă la ora asta? Să încep după niște medicamente. Foarte greu, doar dacă avem nevoie neapărat să ieșim afară, atât. În rest, încercăm să ne protejăm cum putem. Prin pâine, cu tare, de la piață. Cine să ne aduc? Trebuie să ieșim. Autoritățile ne recomandă să evităm pe cât posibil deplasările între orele 11 și 19. Persoane vârstnice trebuie ajutate. Trebuie ajutate și pentru cumpărături, și pentru deplasare, și trebuie supravegheate de către familie, de către vecini. Urgențele cardiovasculare au apărut în special la persoane hipertensive. Sud-vestul țării fierbe la propriu. La Drobeta, Turnul Severin, la ora prânzului, termometrele arătau deja 36 de grade. Unei femei s-a făcut rău într-un restaurant din cauza căldurii insuportabile și a ajuns la spital. La ambulanță, numărul solicitărilor a crescut de la o medie de 80 la 120 pe zi. Am recuperat cam în jur de 20 de persoane care au fost în locuri publice. Mi-a suplimentat și numărul de ambulanțe cu încă două pe această perioadă critică, deoarece există momente în care efectiv nu mai e nicio ambulanță în sediu și avem nevoie neapărat, pleacă chiar din altă comandă, în altă comandă. Iar codul roșu a fost prelungit până marți. Valul de căldură tinde să persiste și după ziua de marți, chiar dacă vor mai fi ușoare alternanțe termice, în special în jumătatea nordică a țării, tot vor rămâne regiunile sudice cu caniculă, cu valori peste 36, chiar 37 de grade. Temperaturile maxime vor varia între 37 și 42 de grade, iar pe litoral vor fi între 33 și 36 de grade.